91 a fost anul în care am cumpărat acest Seat Leon. A urmat un șir de modificări care s-au făcut la mașină. Mici ajustări pe față, o suspensie, un set de jante, folii pe geamurile din spate, plus multe alte modificări pe care nu le-am expus eu aici. Am montat noile jante, mașina arăta super. Am montat un set de arcuri sport. Am schimbat apoi culoarea mașinii cu un colant mai deosebit, cu o culoare unică în România. Iar acum a venit momentul ca să ne despărțim de mașină. Mare și cu trapa. Da? Uite trapa. Uite. O închidem. Și acum deschidem oscilobatanta. Și acum închidem din nou. Uite, și senzorii de parcare merg. Absolut tot merge. Deci absolut tot. Dimineața, dragi urmăritori, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Da, pentru mine e dimineața, pentru că într-adevăr este dimineața. Băi, mergem să ne întâlnim cu un potențial client care mi-a scris acum 2 zile pentru că este interesat de mașină. Ne-am înțeles la preț, știți bine că Seat-ul era la vânzare, așa că s-a gândit ca să vină să vadă mașina. Băiatul este din Craiova și a zis, băi, eu vin să văd mașina, eventual să o cumpăr, pentru că mie îmi place tare mult. Am spus ultimul preț de vânzare, iar acum rămâne să vedem dacă îi place sau... Hai să ne întâlnim cu el, să vedem. Vindem astăzi Leuțul. Leuțul pleacă spre Craiova, a ajuns pe mâini bune, Doamne ajută. Laurențiu este noul proprietar al mașinii, așa că dacă îl vedeți prin Craiova, faceți-i poze la mașină și trimiteți-mi și mie. Sunt sigur că totul este în regulă. Acum pot să spun să o stăpânească sănătos, să se bucure de ea, la fel cum am bucurat și eu, și mulți kilometri fără incidente. Gata, mă, băieți, Seat-ul a plecat către Craiova, rămâne tot în Oltenia, este pe mâini bune, a ajuns la unul dintre abonați. Înainte să vadă clipul și tocmai l-am postat pe YouTube, îmi dăduse mesaj, a spus câți bani are, dacă sunt interesat. I-am zis să vină să vadă mașina, a văzut, știa de fapt mașina despre ce este vorba, știa că la mine cam ce spun aia e. Astăzi a venit, a condus-o, i-a plăcut, a fost mulțumit, atât el cât și eu, și ce să mai, i-am vândut-o. Acum am rămas cu Opel-ul, suntem la volanul lui, deoarece BMW-ul este în service. Și așteptăm să-l luăm de acolo, deoarece a trebuit ca să schimbăm mai multe piese, la fel cum am făcut la toate mașinile care le-am luat și care au fost aduse de afară. Acum mergem cu Opel-ul să-i băgăm benzină, să-i facem aici full-ul de 100 de lei. Și pe ora să ne tragem cu el până când este gata BMW-ul, să-i luăm și numere roșii. Să-l testăm până la urmă, să vedem dacă este într-o stare bună de mers cu ea pe stradă. Dăm clima asta mai ușor, că ne sparge. Gata, mă, băieți, am făcut plinul de 1 milion. De asta acum mult mai bine, acum decât pe rezervă. Acum mergem către Cătălin Grasu, sau mai bine zis GRS Custom, pentru că eu am pus CD player-ul ăsta pe Opel, dar nu am legat niște fire bine și își pierde din memorie atunci când pornește muzica, o ia de la cap cu melodia și nu rămâne unde
am ascultat ultima dată piesa, iar setările la sunet au rămas la fel. Acum va trebui să mergem la el să vedem dacă are timp să-mi lege și mie două, trei fire să le inverseze. Din păcate nu am dat de gârâsă cu Stone pentru că nu era la garaj, probabil era cu treabă sau cu ceva de genul. Așa că va trebui să mergem în altă zi, dar aia poate o să facem într-un alt episod. Da, am ținut neapărat să fac acest clip, să vă informez și pe voi, abonații mei faini, cât și pe haterii care spuneau că mașina e scumpă, că nu o să-mi iau bani niciodată și că fel și fel de comentarii răutăcioase din partea unor oameni care nu am ce să mai declar, ce să mai spun de ei. Fiecare cumpără ce vrea, fiecare vinde ce vrea până la urmă și cere cât vrea pe produsul său. Nu am să judec și nici voi nu mai faceți, fraților, să judecați anumite persoane, pentru că fiecare face până la urmă ce vrea cu banul lui și cu produsul lui. Mașina cel mai important e că a ajuns pe mâini bune, pe mâini este la un abonat, este în Craiova. Dacă o vedeți, trimiteți-mi și mie poze, dați-mi tag pe Instagram. Și ce să zic, de acum încolo va trebui să începem noul proiect cu BMW E60. Vedem în ce stadiu este mașina. Momentan, cum am zis mai devreme, este în service pentru a o pune la punct mecanic, tehnic, absolut tot să fie în regulă. Și după vedem ce putem să-i facem. Acesta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să mă susțineți cu un like, un subscribe și un share. Și ce să zic, drumuri bune și nu mai fiți răutăcioși. Bye, bye!